Taina sanctuarului. Cineva m-a întrebat în prima seară, nu știu dacă e prezentă persoana, ce știu, ce aș putea spune despre Lilith. Daniel, capitolul 8. Probabil acest capitol este cel mai reprezentativ pentru doctrina adventistă. Observați, Babilonul reprezentat, nu Babilonul, ce vedeți acolo? Pieptul. Interesant e, capitolul 8 nu începe cu Babilonul, că Babilonul deja căzuse, nu mai era. Și atunci începe de la Medo-Persia. Și interesant este că în capitolul 2 avem argintul, în capitolul 7 avem ursul și în 8 este țapul. Grecia era reprezentat prin bronz, prin leopardul cu patru aripi și întrebarea mea este de ce prezintă nu sub fiare? Deci au fost metale, au fost fiare și au fost animale domestice. Cine știe, cine ar putea să spună? Treaba e destul de simplă. Aici prezintă politic, aici prezintă în raport cu poporul lui Dumnezeu spiritual, iar aici sunt animale din sanctuar, animale de jertfă și ele au de-a face cu sanctuarul. Deci din start este o altă față a problemei. Știți că prin corpul omenesc poți prin röntgen să vezi sistemul osos, sistemul circulator, dacă îi bagi substanță de contrast, sistemul nervos, sistemul digestiv, tot felul de sisteme. Ei, prin istoria lumii vezi modelul politic, modelul anticrist și modelul o nouă fațetă a lui anticrist prin sanctuar. E deschis? Al meu e verde. Hai! Țapul, când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari. Printr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a înălțat până la oștirea cerurilor. A dobor la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. Foarte interesant. Observați patru coarne în locul cornului. Alexandru Macedon pică, cei patru care urmează sunt Casandru, Lezimach, Ptolemeu și Seleuc. Iar din ele crește un corn mic. Din nou cornul mic, care de data asta are o altă treabă, are ceva cu totul special, care nu-l întâlnim în capitolul 7. Și anume se înalță până la oștirea cerurilor, doboară la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele le calcă în picioare. Cine este oștirea cerurilor? Oricât vi s-ar părea ciudat, face aluzie odată la istoria Marii Lupte din Cer, dar în mod special se referă acum la cornul acesta care prigolește pe Sfinții lui Dumnezeu care aparțin cerului. E o știre a lui Dumnezeu și sunt stele. Știți, în Daniel 12 vor străluci ca stelele. Bun. Deci am înțeles încă o dată. Abordarea istorică, politică, da, cred că asta trebuie să rețineți, dar politicul este în mod special legat de poporul lui Dumnezeu. Și cea religioasă. Nu, vreau să vă pun o întrebare. De ce spune că dintr-unul din coarn, din cele patru coarne, dintr-unul a ieșit un corn mic? Asta e o taină. Pentru că Roma e Roma, nu e Grecia. Citiți. Grecia a dominat peninsula italică, apoi și-a continuat dominația asupra Imperiului Roman încă 10 secole din Constantinopol. Barbarii din Asia Mică, macedonieni, arabi, creștinați, egipteni, slavi, fenicieni, italieni, valahi, până chiar și marele turc au învățat să vorbească grecește și să se cheme elimi.
La picioarele acestei mame a stat întreaga Europa. Rețineți că Enciclopedia Catolică la titlul Grecia. Și aș vrea să mai rețineți ceva. În Babilonul epocii de fier, deci epoca de bronz s-a încheiat în 1177 înainte de Hristos. După aceea a venit epoca fierului. Bronzul târziu s-a încheiat. În epoca de fier, în Babilon se vorbea grecește. În anul 160 era Marc Aureliu. El și-a scris către mine însumi acea carte de cugetări în greacă. Să știți, limba greacă era limba franca. Și din cultura greacă s-a format Roma. Deci panteismul grecesc a fost furat, a fost preluat de Roma. În loc de Zeus spune Jupiter, în loc de Afrodita spune Venus, dar sunt aceiași zei în totul, nicio diferență. Deci Roma, de aia se spune cultura greco-romană. Pentru că Grecia a fost baza și Roma a ornat cu cireșele această felie. Bun. Cornul s-a înălțat până la căpetenia oștirii. I-a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său cel sfânt. Foarte interesant. În original spune nu spune jertfa, ci spune doar necurmata. Și în jurul acestei necurmate este o mare, mare dispută, dar nu pentru noi adventiștii. Oamenii au tradus ce necurmată? Jertfa. Dar vedeți că e mai mult decât jertfa. O să vedeți imediat. Acesta este Sfântul Locaș. Este o reproducere a templului lui Irod, lui Solomon, scuze. Mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Dumnezeu, ci de Domnul. Vă rog, rețineți un lucru. Creștinismul, până și protestantismul, s-a oprit la cruce. Cei după aia, nu știm. Taină, nu știm. Biblia este atât de clară și Pavel este atât de articulat când spune că Iisus s-a dus în cer să facă o lucrare. Dar ce lucrare, Domne? Nu, noi aici pe pământ, noi știm restul, nu-i treaba noastră. Ori, adventismul este distinct. Și încă o dată spun, n-avem niciun merit că suntem adventiști. Lumina e aceasta. Noi doar o vedem și pentru asta suntem cum să spun eu, împliniți că nu mergem aiurea. Însă noi nu avem vreun merit dacă adventismul este așa. Bun. Ce face marele preot acolo? Hai să discutăm mai departe. Venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în sanctuar, cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Bun, răscumpărarea veșnică a câștigat-o aici, prin viața lui și prin înviere, prin jertfa perfectă. Iar acolo lucrează. Acum trebuie să fac ceva, să clarificăm un lucru. Cineva a întrebat, cărămiz în cer, sanctuar, piei de vițel de mare în cer. Și aici cred că trebuie să stabilim un lucru. Toată Biblia este scrisă pentru a se potrivi mentalității furnicilor, mentalității noastre. Până și expresiile tată, fiu, fiu presupune o mamă care îl naște, toate acestea sunt împrumutate din propria noastră experiență, pentru că noi nu înțelegem nimic decât tot ceea ce experimentăm noi. Dacă ai merge în Africa și spui unui copil într-o zonă în care lipsește sarea, și că sărat, treabă dulce, nu, sărat, acru, nu, sărat, amar, el nu poate înțelege săratul dacă nu l-a experimentat. Ori Biblia spune ceva aici în tragedia veacurilor, în introducere, este revelația lui Dumnezeu într-un limbaj limitat și păcătos.
și nu-l poate reprezenta decât ca o traducere, o convertire a euro în lei, în lei moldovenești, că e mai jalnici. Deci este o convertire, nu este autenticul. Și acum mă întorc la cei cu sanctuarul. Vă spun punctul meu de vedere. Când vorbim despre cele cerești, nu ne pricepem. Avem doar niște proiecții a ceea ce se întâmplă în cer în terminologia capabilă de a înțelege noi. Ceea ce eu știu că sanctuarul este planul de mântuire, o lucrare, nu atât o clădire. Poate fi. Nu știu. N-am spus că știu. Nu știu. Dar eu știu că este o lucrare a salvării omului, în care cheia este preoția lui Hristos și jertfa lui, e logic, și care are două etape. Etapa sanctuar, și etapa, adică sfânta, și apoi sfânta sfintelor. Eu asta înțeleg foarte clar că este o reprezentare, o proiecție. Să nu vă certați cu nimeni cum e sanctuarul, e din ce material. Nu sunt discuțiile noastre. Noi avem doar o proiecție. Păi o să spună ceva, păi bine, nu spune după chipul arătat în cer. Păi e un chip, e o reprezentare. Și noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, dar să nu crezi că Dumnezeu are nas, păr în nas și, nu? Deci, eliminați aceste lucruri care țin strict de materialitate. Noi suntem acum într-o lecție figurativă a ceea ce se întâmplă în cer și care nu este în lumea noastră, e transcendentă, nu imanentă. Bun. Am înțeles însă că este vorba chiar de o slujire, chiar de o preoție, chiar de o lucrare pe care a început-o înainte de întemeierea lumii și care durează până când. Pe noul pământ va fi templu? Repede! Nu! De ce? Că nu mai e nevoie, s-a împlinit. Cineva întreabă, bine, dar unde s-a suit Hristos? A intrat în templu, în sanctuar sau... Dragii mei, și asta este o întrebare copilărească. Să nu uitați un lucru. În Biblie, traducerea Cornilescu pe care o avem noi, în capitolul 8 și 9 și în 10, oriunde scrie locul preasfânt, e doar sfânta. Sunt doi termeni, Hagia, Tahagia, sfintele. E pluralul de la Hagion, masculin, la plural e Hagia. Tahagia este sfintele care se referă fie la sanctuar în întregime, fie doar la prima încăpere. Iar Hagia Hagion este sfânta sfintelor. Iar acolo unde scrie a intrat în locul preasfânt, scrie doar în sfânt, sfintele. Deci să nu vă încurce traducerea defectă. Luați un interlinear Bible, Scriptures patru all, Scriptura pentru toți, acolo este interlinear Bible și vedeți cuvânt cu cuvânt din greacă în engleză. Și n-aveți treaba. Scripture for all, patru all. Bun, hai să mergem mai departe. Priviți. Acolo sunt eu, soția, copiii. Vedeți? Numai că ceea ce se întâmplă pe pământ este un început al unui vector care se continuă în slujirea cerească. De aceea, poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea... Fiți atenți, ăsta e termenul necurmata, tamid. Trăiește tamid, mai departe... Ca să mișlocească pentru ei. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls necurmata... Tamidul... Și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. Observați că nu e vorba de jertfe, ci de slujirea de mare preot, de lucrarea de mare preot. Deci nu s-a smus o jertfă, ci s-a smus poziția și slujirea lui de singurul mijlocitor între cer și pământ. Iar cine i-a uzurpat, i-a furat dreptul de preot? O să vedeți că e anticristul în ipostaza celui care atacă sanctuarul.
Tabit însumează continuu necurmat. Atenție, în numeri 47, pâinele erau necurmate, sfeșnicul trebuie să aibă tamid, focul arzând tamid, jetfele de dimineață și seară tamid, tămâia se arde tamid. Ce e tamid? Este lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc, este serviciul necurmat. Cred că acum am clarificat, nu e jertfă, ci e serviciul de mare preot. Competitorul, cel care vine și spune, nu, eu. Îl vedeți? S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls necurmata, i-a surpat locul locașului său cel sfânt. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omenești. Preotul are puterea cheilor, puterea de a mântui păcătoșii din iad și puterea de a-i schimba din robii ai diavolului în copii ai lui Dumnezeu. Eu am puterea, degetele mele au putere să salveze, să mântuiască. Asta a fost declarația unui preot. La o nuntă, la o discuție, degetele mele au putere să mântuiască. Ori aici nu mai e Hristos, sunt eu. Obligat să se supună judecăților preoților, fie iertând, fie refuzând să ierte, după cum preoții acordă sau refuză iertarea. E uluitor, e uluitor, i-a smuls tamidul. Dumnezeu e obligat să se supună mie, spune preotul. Preotul este un mântuitor și un alt Hristos, luând locul stăpânului său pe pământ. El este un Dumnezeu viu și pământesc, un Dumnezeu prin har și prin participare, îmbrăcat cu perfecțiunea și atributele lui Dumnezeu. Bine a scris Inocențiu al III-lea. Cu adevărat, nu este exagerat să spunem că în lumina lucrurilor lor sublime, preoții sunt tot atâția Dumnezei. Dragii mei, nu vă piuie urechile? Adică acestea sunt și nu este din 1200, e 1946, nici 100 de ani. Aceasta este poziția catolicismului. Există la ora actuală, chiar și în adventism, opinii, îmi pare rău că există, dar omul e vulnerabil și dacă se încrede în sine, pică. Cine crede că stă, se aminte să nu cadă. Vreau să vă spun, în adventism există părerea că nu, noi nu mai suntem în evul mediu, catolicismul nu mai e ce a fost, este uman, este recunoaște drepturile omului. Și este vorba că lupul, dar nărabul, bun, și astea sunt declarațiile la care ei țin. Noi, preoții, suntem superiori Maicii Domnului. Auzi? Chiar Maicii Domnului, noi suntem mai presus de ei. Lor li se închină, ei se închină lumea, dar noi și mai departe. Pentru că ea a dat naștere lui Hristos doar o singură dată, pe când noi îl creăm tot timpul. Da, preoții sunt într-un anumit sens chiar deasupra lui Dumnezeu. În aceea că El trebuie să fie oricând și oriunde la dispoziția noastră și la porunca noastră. Băi, frate, mai departe. Să coboare din cer pentru sfințirea misei. E drept. Dumnezeu a creat lumea cu un singur cuvânt, să fie. Pe când noi preoții îl creăm pe însuși Dumnezeu cu 3-4 cuvinte. Hoc est corpus meum. Acesta e trupul meu care se frânge și așa mai departe. Dragii mei, ăsta este Sfântul Ligori, este santificat, Alfons Maria de Ligori, în 1927, bine, s-a nu știu când a trăit omul, ba da, secolul 18, adică 1700, și în 1927 s-a republicat. La cuvintele preotului hoc est corpus meum, Dumnezeu însuși coboară pe altar. El coboară oricând este chemat și ori de câte ori preoții îl cheamă și se așează mâinile lor chiar dacă aceștia ar fi dușmanii lui. Ce părere aveți, dragii mei? Ăsta e catolicismul.
papei, care este purtătorul cheilor și păzitorul ușii, nimeni nu poate intra la Dumnezeu. Eu am autoritatea împăratului împăraților. Însuși Dumnezeu și cu mine, vicarul său, n-avem decât un singur consistoriu. 1913, Enciclopedia Catolică. Anticristul este pontiful roman, așezând în templul lui Dumnezeu și dându-se Dumnezeu. Numai puțin. Uitați-vă, Arnulf de Orleans este episcop catolic, dar în timpul lui era pornocrația de care v-am vorbit. Și ce se întâmpla la Roma făcea să piuie urechile și mintea tuturor catolicilor sinceri. Stop! Vreau să vă spun ceva. Să vă ferească Dumnezeu să fiți anticatolici. Fanaticul în toți catolicii vede fiii diavolului. Sunt poporul lui Dumnezeu despre care scrie Marea Luptă, capitolul 38, ultima avertizare, în care scrie majoritatea poporului lui Dumnezeu se află în Babilon. Și sunt poporul lui Dumnezeu, oameni sinceri, care sunt duși de nas, dar în inima cărora lucrează Hristos. Noi niciodată nu avem voie să fim anticatolici. Putem să fim antipapali, da, dar nu anticatolici. Și am grijă întotdeauna când vorbesc despre asta să spun, există între catolici oameni mai buni ca mine. Credeți? La sfârșit vreau să vă spun o poveste adevărată, petrecută acum câțiva ani. Să-mi amintiți, chiar dacă intrăm în pauză, dacă îmi dă voie mai marele nostru, Magda. Da. Vedeți mai departe. Episcopul Eberhard al doilea de Salzburg, la sinodul din Regensburg, face o afirmație care a fost consfințită sau acceptată de toți. Zi! Ca oamenii să-l numească pe papă Antichrist. Și asta se întâmplă în 1240. E după cearta pentru vestitură 1076-1077. Apropo, în 1077 Wilhelm Cuceritorul a intrat în Normandia. Deci faceți asocieri și rămân în mintea voastră multe date. Bun. Până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaș? E, ăsta este miezul capitolului 8. Daniel 8:13. Sfântul Locaș e călcat în picioare și se pune întrebarea, până când? Am auzit pe un sfânt întrebând, în câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate? Până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaș? Și el mi-a zis, până când vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățat. Ei, intrăm în adventism. Aceasta este doctrina specifică a adventistei care e din Biblie. Numai că oamenii s-au oprit la cruce și mai departe taină cică. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Și acum vorbim despre curățirea sanctuarului, care conform Levitic, capitolul 16, țineți minte, discută despre Yom Kippur, marea sărbătoare în ziua 10-a a lunii a 7-a. Hai să ne uităm puțin la foarte importantă schema aceasta, să ne uităm la calendarul sărbătorilor. Observați, aici sunt primele 7 luni ale anului, an care începea în martie-aprilie. De ce zic martie-aprilie? Simplu. Dacă calendarul ebraic avea 30 de zile, atunci, adică luna, atunci rămâneau în fiecare an 6 zile și ceva. Și în 6 ori 6 fac 36, sau 5 ori 6, 30, se mai era nevoie de o lună. Și de aceea întotdeauna, când treceau un număr de ani, se adăuga decembrie 2 și se recupera pauza. Deci, la 6 ani venea decembrie 2. Noiembrie, decembrie 1, decembrie 2. Și cu asta se ajungea iarăși în martie. Dar pe măsură ce se adunau zile, din aprilie ajungea în martie, înțelegeți? Am zis bine?
Cert e că se decala. Și atunci decalajul era recuperat prin decembrie 2. Ia uitați-vă. În ziua 14-a lunii 1 e Paștele. De fapt, atunci începeau azimile, săptămâna azimilor, apoi lor nedospite, iar în a treia zi după Paște era snopul de legănat. Apoi urma cinzecimea, sau sărbătoarea Secerișului, apoi urma o pauză de 3 luni, țineți cont și jumate, cu sărbătoarea trâmbiților, sau anul nou, Rosh Hashanah, după care venea Yom Kippur, ziua ispășirii, după care sărbătoarea corturilor. Și aș vrea să vedeți acum cum se împlinesc toate acestea, ce s-a împlinit și ce nu. Ele, de fapt, reflectă istoria mântuirii. Fiți atenți. Primele 3 sărbători, primele 4 sărbători, se referă la epoca creștină primară. Vreau să vă spun că toate acestea sunt deja pe internet. Adică astăzi va apare așa a treia temă, le puteți găsi și revizui acolo. Ia uite, Paștele Hristos, snopul de legănat în vierea, azimile cu ierbura mare sunt cele 40 de zile sau cele 3 zile de chin, de amărăciune că Hristos nu mai e, prin care au trăit ucenicii în camera de sus, iar 50 mai pogorârea Duhului Sfânt. Aceasta este împlinirea istorică a primei secvențe până la marea pauză de 3 luni și ceva. Ce urmează, observați, e împlinirea escatologică. Împlinirea escatologică. Iar istoria creștinismului se derulează de aici și până aici. Iar asta se referă la sfârșit. Și avem următoarele. Trâmbițele, ziua ispășirii. Vreau să mă refer la trâmbițe. Ce se întâmplă la trâmbițe? Preoții și leviții pe cai cu trâmbițele de argint mergeau prin toate localitățile zonei lor, anunțând încă 10 zile și vine ziua judecății, Yom Kippur, încă 10 zile și vine Yom Kippur. Și toată lumea trebuia să se pregătească dacă mai era vreun păcat care n-a ajuns pus pe templu, pe sanctuar. Pentru că sanctuarul urma să fie curățit, iar păcatele care n-au ajuns acolo, fiecare le va purta pentru judecată. Fiți atenți, ce se întâmpla în fiecare zi? Eu veneam la templu păcătosul și mărturiseam păcatul, puneam mâna pe capul jertfei și luam sângele. Sângele era luat, cules într-un vas și uns pe coarnele altarului de jertfă. Uneori era dus și stropit și în fața perdelei dinăuntru. Vă rog, uitați-vă, ori prin serviciu zilnic, păcatele a 365 de ani ale națiunii se îngrămădeau pe sanctuar. Și interesant lucru, jertfa nu era toată arsă, o parte o mânca preotul. Preotul aparținea sanctuarului. Deci păcatul meu ajungea pe preot, pe altar, pe sanctuar. Iar odată trebuia sanctuarul curățat de păcate. În momentul în care sanctuarul a fost curățat prin sapul pentru Domnul, toate păcatele mărturisite, se subliniază, erau luate de deasupra templului și puse pe capul sapului pentru Azazel. Dacă mă întreabă cineva ce înseamnă Azazel, nici ebraiștii nu pot să-i dea o etimologie absolută. Și știți de ce? Pentru că Azaz poate să însemne aia sau aia la altă, pentru că în limba ebraică nu există vocalizare. Z-Z. Ce înseamnă Z-Z? Poți să pui vocale diferite să sune, de exemplu, N-C. Poți să însemne Nicu, poți să însemne Nucă, nu? Poți să însemne Nici. Deci, vocalizarea schimbă. Iar știm că Azazel se înțelege doar în opoziție pentru Domnul și pentru Azazel. Doar prin contrast, prin opoziție, înțelegem că e vorba de diavolul. Mai departe. Deci,
Preotul, marele preot, lua simbolic toate păcatele de deasupra sanctuarului, le punea pe capul lui Azazel, după care Azazel era gonit în pustie. Îl lua un levit, îl tăra, hai! Și țapul vrea, nu vrea, că-i capră, îl ducea în pustia iudeii și acolo îl dezega și cu niște bice îl făcea fugit. Fie murea de foame, fie îl sfâșeau fiarele. Se încheia. În pustie, mii de ani, pustia. Vedeți cât de perfect se potrivește. El va fi dus în pustie. Bun. Unul său judecă lumea. El care e judecător, avocat, expert și martor, deschide cartea rapoartelor. Îngerii se cutremură, spunând, Este ziua judecății! La fel cum păstorul își trece fiecare oaie sub toiag, la fel face Dumnezeu cu fiecare suflet, ca să-i stabilească destinul. În ziua ispășirii, hotărârea este sigilată pentru cei care trebuie să trăiască și pentru cei care trebuie să moară. De unde e asta? Enciclopedia iudaică. Așa este pentru evrei Yom Kippur. Nu-i pentru noi, nu-i explicația adventistă. Deci ziua ispășirii este o zi egală cu judecata. Când are loc? Pentru că aceasta e întrebarea pe care îngerul pune. Până când va fi sanctuarul? Când va fi curățat sanctuarul? Deci Yom Kippur. Mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți. Apoi sfântul locaș va fi curățat. De ce seară și dimineață? Păi, în ebraică are o altă semnificație, că la început a fost o seară și apoi o dimineață și aceasta a fost ziua întâi sau ziua a treia. Seară și dimineață este expresia, sintagma pentru o zi. În ebraică are sens. La noi o seară și o dimineață, dar acolo are sens. Îi dă explicația berbecului, țapului, cornului din frunte, coarnelor, cornului mic și a isprăvilor lui, adaugă. Ficul are aminte fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Nu privea vremea lui Israel. Mai departe. Tu pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremi îndepărtate. Și explicația datei, stop. Daniel... Eu, Daniel, am leșinat. N-a putut să audă. A avut cine-i berbecele, cine-i țapul, cine-i scoarnele, că acolo spune, e cea mai detaliată și cea mai explicită profeție în care spune Grecia, deci țapul e Grecia, o spune literal. Bun. Cu cele 2300 de zile. Deci Daniel capitolul 9 este un capitol al frământării. Omul intră în post, Daniel, a rămas ceva neclarificat. Cel mai dureros lucru, sanctuarul, când se curăță? Uitați, Daniel era în exil și spera și la refacerea și toate aveau treabă cu durerea lui. Eu, încă în rugăciunea mea, a venit în zbor Gavril, pe care îl văzusem mai înainte în vedenie. Hopa, se face o relație cu vedenia de mai înainte, din capitolul 8. Noi acum suntem în capitolul 9, corect? Atenție, capitolele nu există ca atare în Biblie. Titlul de capitol, împărțirea pe capitole, ele au fost făcute în Evul Mediu, de către Stefan Langdon și Stefan. Bun. Cert este că urmează explicația. El mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Ia aminte, dar și înțelege vedenia. Care vedenie? Că nu i-a dat niciuna atunci. Se referă la vedenia de mai înainte și singurul lucru care a rămas neclarificat era timpul. Deci totul fusese explicat cu excepția celor 2300 zile. Nici o vedenie nouă, doar explicația pentru Daniel 8. Înțelege vedenia aceea. Asta zic eu, aceea. 70 de săptămâni au fost ca atac. Ce atac?
Hatac, de fapt, hatac, un hâtare. Asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la ungerea Sfântului Sfinților. Bun. Și am ajuns la această enigmă. Ce înseamnă hatac? Priviți. Hatac apare o singură dată în Vechiul Testament, doar aici, însă în Mișna apare de 14 ori cu sensul de a tăia. Exemplu. A tăia un fitil, a tăia vița, a tăia un minereu, a tăia cuvinte, a tăia împrejur. Bun. Și atunci când zice că 70 de săptămâni au fost hatac, din ce a fost hatac? Și acum priviți. Întrebarea, până când va fi călcat din picioare, când va fi curățirea sanctuarului? Și a spus 2300 zile și din ele va fi hatac. Și acum vine cea mai frumoasă parte. Tăiate hatac. Dar care este de la darea poruncii pe nuzidirea din noua Ierusalimului? Pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi 62 săptămâni. Foarte interesant, întotdeauna la o numărătoare mai mare, în mod special la ani, evrei luau 7, care e un număr distinct, special, și 62. Bun. Cele 70 de săptămâni sunt 490 de ani. 7 ori 70 fac 490. Până aici am văzut că 7 plus 79 plus 62 fac 69. 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit. La jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Bun, ia uitați-vă. Am înțeles. Și acum, ce se întâmplă la sfârșit? Ultima săptămână egal 7 ani. La jumătatea săptămânii, unsul va fi stârpit. Exact, o să vedem imediat. De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia. Isaac Newton, în 1733, e cel care a scris această lucrare, observația sau profeția lui Daniel și Apocalipsa. Vă rog, țineți cont. Când a fost întrebat Newton care este cea mai mare operă a vieții lui, el a făcut în fizică, în optică, în mecanică, în matematică, o grămadă, era un geniu. El a spus, opera la care am urcat 22 de ani este observația sau profețiilor. Asta a fost socotită ca cea mai importantă lucrare a lui. Și uite ce constată. N-am timp, pentru că aș vrea să vă arăt textele din Ezra, capitolul 7, unde se discută în mod special despre asta. Dar Ezra 7:7 apare singurul loc din Biblie și factual în care Ierusalimul este reconstruit. Nu templul. Templul a fost construit în 359-300, atunci a început reconstruirea templului, sub Cirus, sub Darius, care a dat porunca. Dar cetatea nu era. Era doar un templu în ruine, într-un mijloc ruinilor. Iar în 457, Newton a identificat și n-a fost nici măcar primul, a stabilit sau a confirmat pe deplin că acesta e data de când începe numărătoarea. Ia uitați. Dacă începem de la 457, așa cum este afirmat, ultima săptămână începe în anul 27, când Iisus este uns în Iordan. La jumătatea săptămânii, în anul 31, Hristos moare pe cruce. În anul 34 moare Ștefan, ucis, care însemnează încheierea timpului de har. Pentru că 70 de săptămâni au fost tăiate pentru poporul tău, e timpul de har. După aia începe timpul neamurilor. Vă
Până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Ne întoarcem la perioada mai mare. Și acum uitați-vă ce se întâmplă. Acolo sunt cei 490 de ani care au fost hatac, tăiate. Observați? Iar de aici, ăsta e harul pentru Israel, iar de aici este harul pentru neamuri. Cei 2300 de ani. Și aici, apoi, Sfântul Locaș va fi curățit. E clar, dragii mei? Iar perioada de începere a curățirii Sfântului Locaș este 1844. Templul pentru cine a fost har? A fost o prelungire de har pentru... E bună întrebarea și îmi pare bine că o pui. Deci timpul de har s-a încheiat la Israel în anul 34. Dar așa e Dumnezeu, ca și cu Noe. A mai lăsat o săptămână în cazul lui Noe, până a venit potopul. Dar harul s-a încheiat. Și mulți s-au întors, dar poporul nu. Și atunci distrugerea templului a fost... momentul factual, nu de drept, ci și de fapt, când s-a încheiat harul. Atenție! Voi știți când s-a încheiat timpul neamurilor? Pentru că timpul neamurilor în Luca, nu vreau să caut în Biblie, spune că Ierusalimul va fi călcat în picioare până va trece vremea neamurilor. Și Ierusalimul în 1948 n-a mai fost călcat în picioare. Până atunci a fost călcat în picioare de neamuri. Și practic în 1948 logic s-ar încheia timpul neamurilor după Luca, dacă vreți căutăm textul. Iar acum trăim într-un timp de un excedent al harului. Să știți, dragii mei, suntem chiar în timpul din urmă. Și dacă am avea timp, aș putea spune ce se întâmplă azi în lume. Pentru că asta ne interesează mai mult. Mai departe. Deci, 2300 de ani se încheie, iar Yom Kippur începe în 1844, e timpul sfârșitului, are loc curățirea sanctuarului. Cum? Sorait explică, nume cu nume este luat, începând de la Abel, primul mort care a mărturisit, până la ultimul care a mărturisit credința în Hristos. Iar cei care sunt autentici în relația lor, în credința lor sinceră, trec. Ceilalți vor fi șterși din cartea vieții. Iar totul se încheie la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Priviți, dacă prima parte, primele patru sărbători au fost împlinirea istorică, ultimele trei sărbători se referă la împlinirea escatologică a sărbătorilor iudaice. Trâmbițele 1844, puțin mai înainte odată cu William Carey, dacă vreți. Deci, sărbătoria trâmbițelor, judecata de cercetare și mai este una singură. O vor citi și vor și cunoștința va crește. Mulțumim Dumnezeu. Și acum urmează ceva foarte important. Priviți aici. Discutăm de această perioadă, da? De pregătire. Uitați, aici este o scurtă istorie adventă. Mă bucur că am inserat-o. Mulți o vor citi și cunoșteți. Da. Ce înseamnă asta? Că la timpul sfârșitului, mulți din cei care cercetează Scriptura vor înțelege profețiile. Și priviți acum ce se întâmplă. Venirea lui Hristos va fi la 1837. Spune Bengel. Uitați-vă, a trăit încă înainte. Cei 2300 de ani, sfârșitul lumii se vor împlini în 1844. Johannes Petri, din Frankfurt. Wolf, Wood. Profeția din Daniel 8:14 se va împlini în anul 1844. Atunci se va întoarce Iisus Hristos în glorie. Cine spune că adventiștii au hotărât 1844, habar n-au de istorie. Practic, au fost atâtea și atâtea voci care, analizând, au înțeles greșit.
că Iisus se va întoarce în 1844 pentru că aceasta este dată fermă, 2300 de la darea poruncii. Și atunci ei, curăția, în sfârșit, arderea pământului, au crezut ei. Și ei au prezis aceste lucruri. La Cunza, 1791, el zice așa: venirea lui Mesia trebuie să fie cândva între 1843-1844 la isprăvirea profeției din Daniel 8:14. Ăsta e iezuit, voi știați? A publicat în latină, italiană, spaniolă, franceză, engleză, germană. A fost tradusă cartea și a circulat. Noi habar n-avem, noi nu știm. Mai departe. John Brown. Mi se pare limpede că revenirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, va fi în anul 1844, când profeția prorocului Daniel va lua sfârșit. 145 de autori din întreaga lume, 145 afirmă că sfârșitul celor 2300 de ani va avea loc atunci. Iar 105 autori din ăștia 145 spun că va fi între 1843-1867, după cum au socotit ei. În Europa, 40 de autori afirmă că sfârșitul va fi între 1837 și 1847. În 1831 până în 1844 apar 62 de publicații în aceste țări, iar autorii sunt oameni de litere, oameni cu greutate. În Anglia, peste 700 de preoți anglicani în perioada asta susțin că în perioada aceasta urmează să vină, deci n-au trăit în perioada asta, ci așează sfârșitul în perioada aceasta. Edward Irving și George Müller credeau și ei. Pietriștii din Lutz, Iisus vine în 1843. Georg Lenz, preot catolic, Iisus vine în 1843. În Olanda, 1834-1844, în această perioadă, doctor Heinz Peter, ține 22 de serii de conferințe în 1844 până. Copiii predicatori din Suedia, vă amintiți? Elveția, Gossens sau Gausen, depinde cum citești franceză sau germană, Iisus va veni după 1840. Molocanii din Rusia, Iisus vine în 1943. Iosef Wolf, e fiul de rabin, care citind Isaia 53 se convertește catolic, apoi dezamăgit de catolicism se convertește la protestantism. El călătorește prin Asia, Africa de Nord, Pacific, America de Nord, în Bukhara, 1820. Acolo au auzit de la ăștia din Bukhara, vă dați seama cine erau, este în zona Persiei, Hristos vine în jurul 1840. El ajunge în Crimea și spune că tătarii credeau că Iisus vine în 1844. Deci o mișcare mondială. În Yemen, 1840, găsește cartea Sera în care spune că Iisus trebuie să vină. În 1837, Wolf apare în fața Congresului American, în fața lui Andrew Jackson, care e pe banii noștri, pe dolari, știți chipul lui. Așa, îl ascultă Jackson, deși chemat, invitat să vorbească. Și toți au înțeles Matei 24:14, că trebuie să se întâmple ceva. Înainte ca să vină Hristos, care e Matei 24:14? Evanghelia aceasta, împărție, trebuie vestită. Cum? Dar n-am vestit-o! Iar această perioadă de așteptare a lui 1844 este cea mai efervescentă explozie biblică și de evanghelizare. Uitați-vă! Datorită faptului că Iisus vine și noi n-am dus Biblia până la capul lumii repede, hai să facem societățile biblice. Și apare prima societate în 1804 și merge, am 52 de societăți pe lista mea. Priviți aici. Între 1800 și 1844, Biblia e tradusă în 112 limbi, ce n-a fost niciodată. William Carey, în 1793, pleacă în India. Și în 1796 apare prima societate misionară. Datorită faptului că Iisus vine în 1844, au apărut aceste societăți. Observați, profeția a fost citită, mulți au înțeles-o și hai să facem ce n-am făcut. Robert Morrison, e o istorie extraordinară a acestui om, merge în China. Henry Martin traduce Noul Testament, moare la 31 de ani, scumpul, în 1812 în India și Persia. Robert Moffat e socrul lui David Livingstone.
Și David Livingstone, ginerele lui, merg prin Africa, nu ca să facă explorări geografice, greșit, era misionar, dar a spus, nimeni n-a venit până la mine, eu trebuie să stabilesc rutele pe unde să meargă ei după mine. Și de aceea devine geograf, e secundar geograf și lumea nu știe. Practic, ce are loc este marea mișcare revivalistă de la 1790 până în 1860, de exemplu. Priviți! Miller, Bates, White, Andrews, Fitch, Farnsworth, Edson, Wheeler. Sunt pionierii, nu erau adventiști, erau catolici, protestanți, de toate culorile. Mă bucur că am găsit această reprezentare grafică. Uitați-vă! Între 1820, ce a însemnat revivalismul, și 1860, are loc o explozie a credinței. De-aia se cheamă revivalismul sau Marea Redeșteptare. Este uluitoare această hartă. Și ce spune? Că o singură veste putea cutremura America, statistica americană. Sunt adunări în corturi. Între 40 și 47, peste 50.000 de predicatori laici au adunat peste 1.000.000 de așteptători. Și la 22 octombrie 1844, bum! Marea dezamăgire. De ce? Opinia populară, tradiția, curățirea sanctuarului e arderea pământului. Că sanctuarul e pământul. Oare? N-au citit ei în evrei că e un sanctuar în cer? Și ce-i pământul? Sanctuarul e în cer, pământul e doar curtea în care a murit, se aducea jertfa. Nu era adusă jertfa în templu, ci în curte. Pământul este curtea sanctuarului, nu e sanctuarul. Și atunci, 1844, începe judecata de cercetare, după care va mai veni sărbătoarea corturilor, când toți copiii lui Dumnezeu vor fi adunați și vor locui în corturi. Erau corturi de verdeață, erau corturi de pânză. Era sărbătoarea corturilor, când tot Israelul era adunat atunci. Iată împlinirea escatologică. Și acum, ultimul grafic. Ce urmează? Trăim chiar în perioada aceasta. Aș vrea să țineți cont că această harta a evenimentului finale e pe baza ceea ce scrie Biblia și E.G. White. N-am referințele ca ilustru nostru frate Dave, dar avem datele doar. Noi trăim azi, aici. Elementul care va începe propriu-zis numărătoarea inversă, 10, 9, 8, 7, 6, este legea duminicală. Legea duminicală pune problema sabatului și a duminicii. Și atunci, practic, începe marea strigare. Că până atunci, sâmbăta evrei, adventiști, dar cum? Duminică? Ori marea strigare, priviți, nu se va face în puterea omului, ci marea strigare se face în puterea ploii târzii. Atenție! Ploia târzie este sigilarea. Sigilarea nu e ceva în afară, ci ploia târzie este factorul care sigilează. Cine este în tren, nu? În marea strigare, e sigilat. Cine, domnule, protejați-vă, noi creștini de subterană, sub preș, aceia nu să fie sigilați. Și această mare strigare conduce la o cernere, pentru că va urma prigoană și spune soroaie, vor mai fi aici jertfe. Vor mai muri unii aici. Pentru că sanguis martirorum, semen Christianorum. Sângele martirilor este sămânța creștină. Și asta este micul timp de strâmtorare, da?
Și în momentul în care va ajunge la punctul culminant, deci va avea loc cernerea, apare închiderea harului. Iar închiderea harului începe, marchează debutul plăgilor. Se numește noaptea strâmtorării lui Iacob sau Marea Strâmtorare, după care mai vine doar revenirea lui Iisus Hristos și vă dau încă o dată. Întrebarea este, ești gata? Aș vrea să știți că materialul este la dispoziție. Nu e copyright. Copyright e al lui Dumnezeu. El poate fi tradus și în engleză, dacă cineva vrea, la dispoziția oricui. Da. Bun. Acum, questions and answers, și eu am spus o povestire. Vă amintiți? Întrebări. Număr până la 3. Stelian 1. 2. Denis 2. Dă-i microfonul, Stelian, că e 1. Atât de exact, când lucrarea lui Iisus Hristos, moartea, jertfa lui, și totuși cei din poporul Israel să nu înțeleagă, să-L ucide în ziua Paștelui, la jertfa de seară, să-L omoare, să-L crucifice, dar ei nu se gândeau că erau împlinirea profeției. Adică Biblia au sărbătorit 4.000 de ani jertfe și au dus pe Iisus jertfa adevărată și nu și-au dat seama că de fapt ce da. Făceau. E de fapt o observație. Dar întrebarea de ce nu și-au dat seama nimeni de treaba asta? Îți răspund, cum de nu și-a dat Satana seama că luptă în vânt? Cum se luptă cu Dumnezeu? Atenție! Cum sunt unii atei care desfid creațiunea? Nu știu dacă v-am povestit despre libelulă, despre girafă. Vă spun doar un lucru vis-a-vis de libelulă. Este ceea ce era imposibil pentru evoluție. Libelula are 4 aripi, ca alte insecte. Spre deosebire de toate celelalte insecte, cele 4 aripi sunt independente, au un motor propriu. Și fiecare aripă bate altfel dacă vrea. În timp ce o aripă bate înainte, alta bate înapoi. Pe chestia asta, libelula stă pe loc, se deplasează lateral, înapoi, în toate direcțiile. E uluitor. Păi cum putea să evolueze? Punctul 2. Și libelula e cea mai carnivoră insectă. Știți, carnivoră, ea când este încă în baltă, acolo sunt ouălele libelulei, în apă, ea mănâncă mici morboloci, fiind încă morboloc. Când este mare, este o insectă carnivoră rapace. Cum își urmărește șoimul sau vulturul prada? Urmărind-o, nu? E urmărire. Libelula e deșteaptă, are un computer în creier, un computer uluitor, care creierul e uluitor de mic, care stabilește viteza, direcția, reacția vântului și își stabilește exact unde va fi în următoarea secundă sau două secunde. Și el merge doar cu gura mare și insecta intră drept în gura ei. Și de computer. Și te întreb, cum e posibil? Cum poate un om să desfidă creațiunea? Cei care studiați medicina, spunea un profesor, membrana semipermeabilă. Pricepe-o cum? Să permită doar ARN-ul în anumite forme, altfel nu. Adică este ceva incredibil. N-are creier, n-are nerv, n-are... Cum poate membrana semipermeabilă? Este un miracol. Ori ateismul arată că mintea omului este vulnerabilă și omul poate înnebuni. Și își creează un sistem nebunesc. Ați auzit de ultima nebunie? Univers înseamnă tot ce există unic. Univers. Sunt multiversuri.
De asta o speculație absurdă care desfințează însuși sensul de univers, nu? Multiversuri, ca să justifice așa numitul principiu antropic, că doar în universul nostru este singura planetă în care există viața posibilă, acea armonizare a nenumăratorilor 20 de factori fundamentali ca să existe viață. Bun. Omul, dacă vrea să se înșele, își fabrică nebunia și crede într-o nebunie. Și se crede înțelept. Bun. Question. Denis. La mine întrebarea era mai mult legată de așezarea în timp a unor evenimente. Din evenimentele ultimelor zile? Da, da. Era sigilarea și apoi era închiderea Harului și știam că erau în același timp și că poporul trebuia să treacă printr-o mare strâmtorare să demonstreze că ei rezistă auzi adevărului. Hai să ne toace puțin, dacă se mai poate pune. Dacă nu s-a închis. Dacă s-a închis, las-o baltă. Ce se întâmplă? Știți ce este anatomie? Studiezi medicina? Nu. Regret. Și am vrut să studiez, m-am și pregătit, dar până la urmă s-a făcut o altă punte. Treaba este că noi gândim anatomic. Tom e volum, e parte. Ana e tăiat. Noi gândim pe tăieturi. A, nu pot să merg până acolo. Pentru că trebuie să dau... Lasă. Da, trebuie la sfârșit. Deci, noi gândim anatomic, ca să înțelegem piesele ceasului. Ăsta este rotița dințată Fi9. Asta e rotița dințată Fi... Așa. Mulțumesc. Asta vroiam. Noi gândim anatomic, ca să înțelegem fiecare element, de ce și cum. Modul în care ele se vor conjuga fiziologic e altceva. Eu când mă pregăteam de medicină, eram student la conservator, vreau să fac și medicina, eu am crezut că dacă aș ști ce se află exact în punctul acesta, ce nerv, ce vase de sânge, tot, aș fi cel mai mare medic. Și eram prost. Pentru că punctul acela este, face parte dintr-un întreg. Imaginați-vă, am hepatită și ne îngălbenesc ochii. Am o boală și apar bube pe față. Dar nu bubele sunt problema, sunt efecte. Ori noi trebuie să gândim fiziologic. Noi avem aici o hartă anatomică, modul în care el se va desfășura nu va fi neapărat în felul ca timp. Se vor suprapune unele, după cum se suprapune sigilarea cu ploaia târzie și cu marea strigare, nu? Deci nu avem ceartă tehnică. Next question. Număr până la 3 și dacă nu... E acolo o întrebare, o fată. Spune, dați-mi microfonul. Uite-o. Probabil că studiază medicina. Ce studiezi? Am studiat. Ce? Kinetoterapie. Bun, e tot medicina, am spus acolo, eu. Da. Ia spune. O întrebare care m-a făcut să mă gândesc la ea de mai multă vreme și aș vrea să vă întreb... Închiderea Harului pentru poporul lui Dumnezeu sau pentru adventiști, nu știu, știu cum să o luăm, are loc în același timp cu închiderea Harului pentru neamuri? Pentru că urmărisem o prezentare mai de mult, de mai mulți ani în urmă și așa țin minte că ar fi zis cineva că ar fi... Un om cu fața cruntă. Nu? Ar fi fost în timp ce se dă legea duminicală, atunci se va încheia harul și pentru adventiști. Așa deci, am reținut. Vă rog, rețineți. Marea strigare, de cine e făcută? De adventiști. Cei care au înțeles. Pentru cine e făcută? Pentru cei care nu știu. Ori, în timp ce vestea mea aduce convertirea altora a neamurilor, neparticiparea mea la vestire însemnează excludere. Deci nu este o închidere a harului în două etape. E absurd să ne gândim iarăși anatomic. Gândim fiziologic. Faptul că eu nu am primit ploaia timpurie, n-am discutat despre asta, nu sunt capabil să primesc ploaia târzie. Ce-i ploaia timpurie, dragii mei? E căpăruța.
e cunoașterea lui Hristos, să fie cu tine, tu cu El, să realizezi prezența Lui continuă în mintea ta, aici vă întâlniți, aici în minte, și El e prezent. În fiecare dimineață când mă scol confuz, vreau să fiu cu Dumnezeu, vreau să aștept și nu durează mai mult, dar până când El nu e cu mine, eu nu pot să plec. Sau e periculos să pleci. Experiența personală, prezența lui Hristos elimină păcatul, poftele rele, până și gândurile le reputiez dacă sunt murdare și sunt un om păcătos. Ori această continuă ploaie timpurie care face să crească caracterul, să ajute Dumnezeu să mă pregătească prin ploaia târzie. Iar când eu am o relație cu Hristos, recunosc Duhul Sfânt și pot să fiu empowered, adică împuternicit, să vestesc autentic, nu cu limba, autentic dragostea lui Hristos și venirea Lui. Cine n-a primit ploaia timpurie, nu primește ploaia târzie. Și atunci e fals să spui că ăia atunci e închiderea Harului. Nu, închiderea Harului este acum, în cămăruță. Și ce îmi spunea mie un prieten? Să nu crezi tu că soarta va fi hotărât atunci când vine la cu carabina, ți-o pune în piept și te lași de Hristos de sabat sau nu. Și atunci hotărăști da sau nu. No. Ce decid eu atunci, se hotărăște acum. Înțelegeți? După cum secerișul depinde de ce semănat. Ce ai semănat, aia culegi. N-ai semănat, bye bye, nu culegi nimic. Bun. S-a înțeles, da? Deci închiderea Harului pentru aceștia care primesc ploaia târzie e aici. Dar cei care nu iau parte la Marea Strigare sunt eliminați. S-a închis Harul. Nu pentru că Dumnezeu a avut un termen de închidere, ci fiecare... Da, s-a înțeles. Next question. Era un frate aici și trebuie să vă povestesc ceva. Ai auzit de mișcarea harismatică? Ai auzit de... Vreau să vă spun că mișcarea harismatică a încercat să pătrundă adventismul și a pătruns în Germania. Mi-a povestit un prezbiter din Germania, de fapt, fratele meu bun, fratele Michael Schell din Sibiu, fost prezbiter, care a fost prezbiter în Kiel, biserica din Kiel, la nord, la Marea Nordului. El a spus, au fost 4 pastori adventiști care s-au dus la Uppsala în Suedia și au fost slain in the spirit. Ah! Au căzut pe spate și s-au întors cu daruri. Și mi-a povestit agonia prin care a trecut el și câțiva până când Dumnezeu i-a scuipat pe aceștia 4. Dar sunt alții care nu pe față, sunt trimiși de diavol. Dragii mei, asta e biserica și așa vrea Domnul. Fiți atenți, să nu vă tulburați dacă în biserică găsești neghină. Trebuie să fie. Pentru că au spus ucenicii, Doamne, mergem să o smulgem ce a zis Iisus. Nu! Nu! Lăsați-o acolo! O lăsați ucenici! Hristos vrea ca biserica să ne meargă bine. Hristos vrea ca biserica să nu funcționeze perfect. Pentru că scopul lui e să aibă o biserică lună, ci să formeze caractere pentru cer. Iar caracterele se formează doar în condiții de adversitate. Lucrul acesta aflat în cartea Între viață și moarte e dezvoltat. Doar în condiții de adversitate. Dacă tu ești bine fericit și cu paie în gură legănat, nu să-ți formezi caracterul niciodată, rămâi egoist. Dar doar atunci când ești confruntat, aveți un... Biblia, cine are Biblia? 21 cu 18, să vedem dacă țin o minte. Proverbe 21 cu 18. Cine are Biblia? Proverbe 21. Ah, ăla e textul. Zi-l tare. Uluitor, încă o dată, că nu înțeleg. Cel rău e preț de răscumpărare pentru mine, nu Hristos? Nu Hristos cel nebrinit pentru cel rău? Explicați. Doar în perspectiva neghineșii greului.
Pentru că o mașină se parcurge o distanță de la A la B, fiți atenți, se pierde o valoare irecuperabilă. Benzina. Ăsta e cel rău. Caracterul se formează doar în condiții de adversitate. Iar cel rău este abrazivul, polizorul care polizează prin ciocniri, mă ajută să dezvolt îndelunga răbdare, roada Duhului, iubire, înfrânare, pace. Cel rău e prețul de răscumpărare pentru formarea caracterului meu. Ați înțeles, dragii mei? Și Dumnezeu vrea să existe probleme. Adică ar putea să zică stop. Nu că vrea El. Îngăduie. Îngăduința e tot voință. Voință pasivă. Nu e voință activă. Bun. Da, repede. Eu cred că deja a apărut în aici și acolo, în alte locuri. Asta va veni chiar atunci în preajma. După. Bun. Dragii mei, nu sunt expert în escatologie, vă spun doar ce știu și poate și asta nu știu chiar bine. Vreau să vă povestesc o întâmplare. Galileanul a avut loc în 2002, dacă îmi amintesc bine, și după aia în 2003 am fost invitat de Biserica Română din Italia. Să am o întâlnire cu diaspora românească din Italia. În noaptea de dinaintea zborului meu spre casă, de înapoiere, pastorul de atunci, nu-i dau numele, a zis, hai să spun ceva. Eu, de fapt, eram la biblioteca lui și am admirat un volum atât de gros, Daniel și Apocalipsa. Cine a scris cartea? Și un profesor de la Villa Aurora, specializat pe Daniel și Apocalips, cu acces la resurse bogate și poate și în Vatican a cercetat. Și ce stai să spun o poveste. Și îmi povestește următoarele. Ați auzit voi de Opus Dei? Organizația Opus Dei. Ce este organizația Opus Dei? Este o nouă organizație de iezuiți, dar nu de iezuiți. Un nou tipar, cum au fost iezuiții, care vor de data asta nu să disemineze catolicismul sau politica catolică prin iezuiți, ci prin laici. Și laicii cei mai de seamă sunt recrutați. A fost un mare scandal, paranteză, în America. Robert Hansen a fost unul din arhispionii, lucra în CIA și era spion sovietic. Și trebuia să fie executat, dar a intervenit Opus Dei și a fost comutat prin închisoare pe ani mulți. Pentru că a fost Opus Dei. Era catolic. Ei bine, vreau să știți. Opus Dei este o mișcare la firul ierbii, cu nenumărați oameni cu influență. Și sunt și preoți pe lângă laici. În Argentina surgea un preot catolic tânăr, Padre José, Părintele Iosif. Și acesta s-a distins printr-o energie, printr-o verticalitate, printr-o dedicare deosebită. Și oamenii s-au orientat și au spus, vrei să fii Opus Dei? Și a spus, cu toată inima. Ca Opus Dei trebuie să tamponezi, să neutralizezi orice mișcare anticatolică. Într-o localitate din dioceza lui, sau din zona lui, poate nu era episcop să aibă dioceză, dar din zona lui, a auzit că a apărut o mică biserică păzitoare a zilei a șaptea, sabatul. Cine sunt? Unde se adună? Când? Ora? Și într-un sabat, o mașină oprește în fața unei bisericuțe, clădiri, casă. Era biserică cu turn. Coboară în haine de slavă,
dintr-o biserică, un predicator laic vorbea și te toc, 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 vine în față, îl lua pe aceștia adventiști. Vă ordon, plecați de aici, dispăreți. Dacă nu, vă voi nimici. Predicatorul, vorbitorul, toată lumea în șoc. Vorbitorul spune, dragi frați, fratele nostru catolic are nevoie de rugăciune, să ne rugăm pentru el. Și băș, cum sunt latinoamericani, se ridică o femeie, tatăl nostru binecuvintează pe fratele nostru, dă-i să aibă inimă, altul, tatăl nostru, încep rugăciuni. Și când la explozia asta de empatie, deodată e șocat Padre Jose. El se aștepta la altceva. Ăștia iubesc. Este cutremurat și pleacă. Și nu se atinge de adventiști. Între timp el devine, e vorbitor de trei limbi, francofone. Și adică știe spaniola, portugheza, franceza. Mai greu engleza și cealaltă. Și se distinge ca viteaz și în anii, cred că 80, 80 ceva, Vaticanul îl invită, îl cheamă în Vatican, pe Padre Jose, să devină membru al Comisiei de Beatificare a Vaticanului. Deci beatificare și sanctificare, cele două trepte de apoteoză păgână, ați înțeles voi. Este beatificare faza întâi. Iar el sunt, nu doi, trei, sunt poate câțiva zeci în comisia de beatificare. Și în comisia aceasta el merge prin toată lumea, este un om de prima mână, e om brici. Și după mulți ani, în anul 2002, el cere Sfântului Părinte un an sabatic. Are nevoie de studiu, de rugăciune, să nu mai umple. Și Papa îi dă binecuvântarea anului sabatic. Se roagă o lună, două, trei, acum omul e activ. Zice, bă, nu am să călătoresc, dar vreau să fiu activ pentru comunitate. Și spune, se duce la primăria din Roma și spune, sunt, numele lui nu mai era Padre Jose, sunt Don Giuseppe. Iosif, Don Giuseppe. A venit Don Giuseppe, poftiți înăuntru. Și el spune, aș vrea să fac ceva pentru oraș. Arată inima lui, că era o inimă aleasă. Vreau să fac ceva, ce aș putea să fac? Vă dăm imediat, poftiți la domnul director cu tare, el vă aranjează, vă spune cam ce urmează. Și i se alocă un post de colaborator pentru refugiați și amărâți. Și odată pe săptămână el merge la primărie și vine cu idei, poate aduce și sponsori, om activ, vizitează. În acest timp, un adventist constructor, îi spunem Nicolo, am uitat numele, Nicolo, mergând pe Longo Tevere, de-a lungul Tibrului, via Michelangelo, acolo și adunarea noastră, vede o clădire dezafectată. El e constructor, se uită la ea, bă, asta ar putea fi refăcută. Intră înăuntru, vede că structura încă e bună și merge la primărie. Domnule primar, vorbiți cu directorul. Domnule director, eu aș putea voluntar, să construiesc, să refac și să dați o destinație. E bună pentru refugiați. Vedeți legătura. Și el cu oamenii lui face planul arhitectural, rezistența și dă actele la primărie. Dar primarul spune, știți ce? Noi avem o colaborare foarte bună și utilă cu Vaticanul. Trebuie să așteptați să vorbiți cu Don Giuseppe. Cu plăcere. Se întâlnesc cu Don Giuseppe, planul bun, susțin,
hai să facem, discutăm cu arhitectul. Au a doua discuție cu arhitectul. La treia discuție zice, nu știu ce constructor, zice, trebuie să ne întâlnim sâmbătă, avem randevu, întâlnire cu constructorul la ora 10. Și Nicolo, care era adventist, zice, ce fac? Nu pot. Și zice, domn Giuseppe, regret, nu pot sâmbăta la ora... Dar nu dimineața, după amiază, stabilim cât o fi, după amiază. Zice, dar îmi pare rău, sâmbăta nu pot. Plecați? Nu plec. Dar care-i treaba? Păi, eu sunt adventist. Bang! Adventist. Argentina, aia care s-au rugat pentru mine. Și domnul Giuseppe, membru al Comisiei de Beatificare a Vaticanului, spune, sunt adventiști aici? Da, este o adunare. Pot să o vizitez și eu? În momentul acela, da, puteți. Eu am fost acolo. Am fost rugat să țin un seminar pentru prezbiteri și laici într-un sabat și duminică, în două zile. În Longotevere, via Michelangelo, numărul nu știu cât, unde e adunarea. Dragii mei, este o adunare mai mică ca asta și vin două turme mici de capre. Adică câțiva acolo, mai mult peruani, cilieni, mai mult ăștia sud-americani. Vai de capul lor, ce vai de milchim pe asta, ce fac? Și mai te pomenești că mai vorbește și o cizmă. Și ce o să înțeleagă omul? Și intră groaza în el, în Nicolo, și dă repede telefon la cel care a scris cartea de care au povestit Daniel și Apocalipsa. Frate cu tare, vine Vaticanul în biserică, vă rog veniți și predicați. Și eu zic, ok, vin, dar să știu că predic despre ce trebuie, despre profeții. Vă rog veniți. A venit sâmbăta, vă spun, e gustoasă rău. A venit sâmbăta și la ora 9:30, la punctul cu tare, se întâlnesc cei doi. Erau de acum cunoscuți, domn Giuseppe și Nicolo. Au lucrat împreună pe proiect. Și merg la Longotevere, numărul cu tare. Intră la adunare, se așează în ultimul rând și începe fratele nostru, teologul, să vorbească despre profeție. Și nu începe cu papa, cu cornul. Începe cu Daniel 2 și omul știind istorie, ăsta, teolog, domn Giuseppe, e fascinat. Și la ieșire dă mâna cu el și încântat, ce aș putea să vă rețin pentru o întrebare? Da, zice teologul nostru. Și la urmă discută să aibă studii biblice despre profeții. 1, 2, 3, 4, 5, în timpul săptămânii. E tot mai uluit, tot mai uimit de puterea profeției care pușcă cu istoria. Când eu am fost acolo în 2003, era Paștele, 2003, dar după Galeanu, pastorul din Roma era deja 1 noaptea, trebuia să zbor la 5 să plec pe aeroport. Eu zic, Samuele, du-mă la domn Giuseppe. Atunci se întâmpla. Zice, e un moment de criză în viața lui. A înțeles sabatul, a înțeles papalitatea, numai că acum e chinuit de o problemă. La fiecare Paște catolic, toți prelații vin și își depun un nou vot de ascultare și supunere față de papa. El nu știe ce să facă, să meargă sau să nu meargă, că acum știe. Și când, păi acum urmează să... A fost, nu știm, că încă nu m-am întâlnit cu el. Pentru că Samuel, pastorul din Roma, îl cunoștea în cercul de rugăciune. Auzi, vreau să mă ții la curent să știu dacă a fost sau nu a fost la papă. După o săptămână, două îl sun, spune a fost? Și că a fost o conjunctură foarte interesantă. Papa de atunci, era Ioan Paul al II-lea, nu mai putea face nimic și era o mișcare între episcopii
occidentali de a nu-l mai accepta, a-l obliga să-și dea demisia. Și mai mulți prelați nu s-au dus și atunci nu s-a dus nici Don Giuseppe. În vara aceea, sau înainte de vară, deci în mai, am prezentat, eram secretarul conferinței Muntenia, la pastori din Muntenia, istoria lui Don Giuseppe. Și doi colegi de-ai mei, unul dintre ei este Lucian Floricel, celălalt nu mai știu cine, își au mașinile, le umplu portbagajele cu pezmeți și conserve și fac o tură cu familiile, o tură prin Italia. Au ajuns în sudul Italiei, undeva în zona Neapole, le-am povestit istoria lui Don Giuseppe și au ajuns, căutau și ca tot românul o gazdă ieftină și au aflat că este un campus adventist, fost campus nazist pe care adventiștii l-au luat și l-au făcut pentru tineret. Și merg acolo și un bărbat destul de corpulent le deschide ușa, pastor din România, Floricel, Elce Giuseppe, dau mâna mai departe și seara zic, bă, Giuseppe, era un tip distins, nu cumva o fi el. Și dimineața când au cheile, știți, noi am avut o istorie, că a fost unul care în Opus Dei, apoi în Comisia de Beatificare și care a cunoscut adevărul, bărbatul zâmbește și spune, eu sunt acela. Omul ieșise din sistem și, dacă vrei, a dispărut administratorul al unei case de odihnă adventiste. Mă duc din nou în Italia peste vreo 2 ani, mă cheamă de acolo și dumneavoastră, Don Giuseppe, ce nu se poate, de ce? L-a omorât. A murit. Subit. Nimeni care este din sistem nu poate supraviețui. V-am spus, nu fiți anticatolici. Între catolici sunt oameni ca Don Giuseppe, cu inima cu totul pentru Hristos. Noi știm cine-i papa, dar în marea lui turmă sunt nenumărate oi care sunt poporul meu care se află în Babilon, spune Givait. Nu fiți anticatolici, nici antiortodoxi. Iubiți pe toți oamenii. Așa începe Evanghelia. Amin.